Salutare, salutare! E puțin pe înserat, dar am venit pe timp să încercăm la porumb dulce. Fără plumb, fără plută. Exact varianta mea oltenească. Adică la zbor. Metoda la zbor. Numai că noi, sau cel puțin eu în Oltenia, dau la viermișori sau la lăcustă. Cel mai mult pescuiam la lăcustă și era foarte eficientă metoda. Prindeam 20 de clieni frumoși. Mamă, mamă, ce amintiri. Hai să vedem. Avem cumva rezultate și pe Timiș? Ia să vedem. Dacă ceva a atacat, cred că sunt oroblețuri, ori albituri. Da, ceva peștișori vin pe la Bob. Faza e că nu e chiar foarte limpede apa, fiindcă a plouat în ultimele zile, chiar i-a dat bine de tot. Văd că a și crescut puțin Timișul. Și plus că nu mai avem soare. Și ăsta e un factor foarte important. Cel puțin la pescuitul ăsta. La metoda asta. Ah, ce l-am scăpat pe ăsta. Op, că l-am luat. Bineînțeles că este un clențuș. Nu, un clențuș putea să vină. Stai cu minte. Că n-am decât o mână momentan. Stai cu minte. Am mai puțin să-l eliberăm. Ah, perfect. Hai că a ieșit el din ac singur. Mai trebuie să mă chinuiesc eu. Acum numai să-l ajut să ducă în apă. Nu-l rețin, fiindcă n-am venit să prind, să iau acasă, am venit doar să încerc metoda și asta înseamnă că poate mâine pe zi o să am parte de o partidă. Ai, mă, frumosule, mă chinuiești tu pe mine așa. Uite, un clințuș frumos, hai, dăm drumul. Ce te-ai dus? Aici? Dacă vă întrebați ce e cu plasa asta, nu-i plină cu pește. Stați mișiți. Că mă, ce-am venit. Mai luăm un bobușor. Caut un mai micuț. Cam așa. La bobele sunt comestibile, adică îi conservă de la market. Nu știu, 4 lei parcă, 4 lei și ceva. Doi am venit numai pentru un test. Acum și văd că merge. Asta înseamnă că putem să renunțăm la viermișori. Ce rău e să n-ai 3 mâini, Doamne. Trebuie neapărat să cumpăr un ham pentru telefon. Din ăla de-l pui frumos la piept și atunci ai și tu două mâini la baza. Așa? Cu una ții telefonul, cu una filmezi. Și puteam să-mi iau una de aia să-mi pun în cap, dar parcă nu are aceeași claritate ca telefonul. Asta e chestia.
Hai să nu mă agățăm acum. Am pescuit la viermișori la metoda asta. Nu știu, cred că acum 2-3 săptămâni, cam așa. Am prins vreo 2 kg și ceva de clean. Deci nu că mă laud, dar mea mi-a zis, vezi că am umplut acolo o secțiune la frigider, jos la unei congelat, știi? Și îmi zice, vezi că am umplut acolo de pește. Na, bun, asta e. Mâncăm la iarnă, ce să facem? Nu e asta o problemă. La viermișor am dat atunci. Mamă, ce am prins. Deci vreo 2 kg și ceva de clean. Cum nu o să mai tragă. Mamă, ce mare a fost ăsta, bă, ești nebun. Ia uite, bă, băiatule, bă. Bă, stai, mă. Stai, mă, nebunule. Stai, că nu te iau acasă. Te iau mâine, dacă e. Ce, bă, se bagă pe sub creangă. Bă, ești nebun. Na, cum fac eu să ridic? Deci că am luat băț mai scump decât celălalt, că am zis că am unul mai bun, dar parcă nici ăsta nu e, cine știe ce. Ia să vedem cum îl ridicăm noi pe frumosul ăsta. Ce frumos e. Gata, mă, bă, gata. Gata, că-ți dau drumul înapoi, stai liniștit. Frumos e, băiatul. S-a-l prins de... Hai că acum nu l-am ghițit chiar așa. S-a-l prins liniștit la blinker și la wobbler. Hai că pun telefonul un pic aici ca să scot repede acum. Așa. Gata. Am spus. Să dăm repede drumul. Da, frumos ăsta. Bă, da, frumos ești. Ia vezi, fără gărăgie, da? Uite, ia. Opa, să nu ne ducem în apă, că nu suntem pregătiți. Mai rău să mai încerc ăsta? Nu cred. Hai, altul că avem. Bine, pizdă un pic telefonul aici. Bă, deci abia aștept să cumpăr un ham. Să pot să filmez cum trebuie. Hai, uite-l aici, Bobo. Să vedem dacă mai sare ceva. Faza care e seara, mă, nu știu dacă tot știu. Peștii încep să se retragă. Bine, în special în timpul ăsta când e cald, adică vara când e cald. Peștii încep să se plimbe pe apă seara. Dacă nu știați chestia asta. Și atunci peștii nu o să mai stea chiar acolo, la radină, cum zicem noi în Oltenia. Peștii se vor plimba așa mai pe apă. Și metoda asta chiar e foarte eficientă. Și deși apa chiar nu e foarte limpede, uite că totuși se poate.
Să nu agățăm. Din cauza că nu e limpede, nu văd exact cringile. Am avut o trăsătură. Iar o trăsătură. Ce place mie să fac e să fac un pic de gălăgie când dau cu bobul să atingă, să facă un impact. Cleanul fiind răpitor, îi place să repede, el se repede imediat. Poate din curiozitate, poate chiar și, nu știu, poate chiar își dă seama într-o secundă că e vorba de hrană. Nu dau seama, dar știu că e răpitor și se repede pe acolo pe zona aia unde aude ca și cum pică ceva în apă. Mai greu aici de dat. Ah, ce trăsătură am avut aici. Mai ușor e la plută că lași pluta să stea liniștită. Cred că acolo mai în față o să am eu o trăsătură dacă ajung până acolo. Încă sunt peștișori mici care vin la bob, că îi văd camera telefonului, nu o să poată să-i vadă niciodată, dar eu îi văd. Poate cam asta a fost. Important e că funcționează și metoda asta. Oana o să mă descalț să mă plimb. Nu mai are rost să târziu. Probabil mâine o să fac o partidă și o să filmez. Și mâine sigur o să iau acasă ce prind. Acolo, acolo. Ah, n-a reușit să-l ia. Asta, tot un clințuș. Da. Să punem repede telefonul. Să scoatem și acul. Stai, mă, cu minte. Cam așa. Îi dăm drumul și la frumosul ăsta. Opa, altul, așa repede. Zici că e tot ăla. Păi ce faci, ți-am dat drumul și tu vin apoi? Acul eliberarăm și acul prindem. Vezi, doamnă. Și s-a dus și ăsta. Cred că schimb eu un pic bobul. Să vedem unde e. Da.
e prea jos și mie că dacă vine ceva și trage de el, trage de bob. Și s-ar putea să nu rămână agățat în ac. Și decât să avem o surpriză dintre asta, la câte bobe avem, mai bine băgăm noi unul cât mai bine. Deja avem, deci 1, 2, 3, 4, cred că vreo 4 sau 5 renuți până acum. În 10 minute, să zic. Ah. Nu era hotărât. N-am vrut. Să vedem pe aici, mai aproape lângă mine. Poate e vreun clan de aici. Dacă vă întrebați ce se aude acolo, nu știu nici eu, cred că e un ATV ceva, nu știu ce e acolo. Un motor sau cineva încearcă să tragă apă cu pompa ceva. Am avut o trăsătură, dar nu era hotărât băiatul. Hai mă că vine noaptea. Cred că cam asta e. După ce dispare soarele, nu mai. Acolo am avut o trăsătură, dar nu. După ce dispare soarele, nu mai sunt ei interesați. Nu știu de ce, care e faza cu soarele. Bine, nu. Poate nu sunt foarte activi noaptea, cine știe, cleanul. Așa cum e și avatul. Mâncă dimineața și seara. A, din asta faci tu. Da, trăsături tot sunt, dar mici, pești mici. Chestia cu metoda asta... Opa, opa, bă, ăsta nu l-am văzut de unde fi venit. Bă, nebunule, uite-l mă la el. De unde vii, mă, nebunule? Chestia cu metoda asta, ca să o abordez altfel, trebuie să te plimbi puțin.
într-adevăr, stai într-un loc, dar trebuie să te plimbi, adică gen, eu o să merg pe acolo, pe mijloc, pe mijlocul apei, și o să dau și stânga și dreapta, exact cum e metoda la muscă. Numai că la muscă poți să dai mai așa, mai de la distanță. E, cu asta trebuie să te apropii puțin, aștepți până se liniștesc valurile, că și peștii te simt, și abia apoi încep să prinzi unul câte unul. Ia să vedem cum îl scoatem noi și pe ăsta. Uite așa, pe... din aer îl scoatem. Din aer a venit și din aer îl scoatem. Stai mă cu minte, stai că îți dau drumul, stai. Of, of, of. Ai răbdare. Un puțin, o secundă, ai răbdare. Bă, ce ușor te-ai prins. Așa, da. Dar dacă ai vrea să dai și tu drumul la acul ăsta. Mă, ce buză tare ai tu. Uite-te mă la el. Bă, ce buză tare are nebunul. Doamne, ce ușor era prins în buza de sus, abia am scos acum. Hai că-ți dau drumul, gata, 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 gata. Ia, uite. S-a dus? Plec. Bă, nu, se mai mișcă ceva aici. Să ne ducem și noi, da. Bă, deja s-a întâmplat, nu știu, să mai încerc, să nu mai încerc. Oh, hai să mai dau repede cu încă unul. Nu te lasă microbul ăsta. Bun, hai să vedem. Aș fi vrut să încerc și în partea asta aici, da? Cred că e mai greu. Prea accesibil. Mai încercăm aici un pic. Ca și test, eu zic că am reușit. Putem să venim la o partidă. Eu așa fac prima dată. Vin, testez. Dacă funcționează, bun. După vin pregătit. L-am scăpat. Asta ultimul de l-am prins, nu știu. Nu se mai vede, nu mai văd nici firul. Dacă s-a întins, singura chestie e să simt la mână dacă pleacă cumva. De asta nu mai are așa rost să pescuim acum.
Eu zic că asta a fost. Nu mai prindem. Deja s-a întunecat. Aici am avut ceva. Chiar am simțit. Iar am avut o trăsătură și cred că mi-a luat și bobul, da. Am avut o trăsătură. Cam asta a fost. Rămâneți, ne auzim pe mâine. La o partidă mai așa, mai pe lumină. Da, ce ziceam de plasa asta, că nu e pește. E doar pâinea ce... S-a mai strâns pe la noi, poate n-am mâncat-o și a rămas și am zis, mă, hai că știu eu unde o să arunc pâinea asta. Pâine tare, cum încevează. O să arunc după ce termin filmarea. Hai, m-am pupat, ne auzim mâine, numai bine.